Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos i-a adresat lui Simon după ce femeia aceasta păcătoasă din cetate s-a dus în spatele Domnului Iisus și a început să plângă acolo, să șteargă păcate, să șteargă picioarele cu părul ei și le săruta mult. Auzi ce a făcut femeia? A început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să-i rășteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le uncea cu mir. Câți dintre noi am fi făcut așa ceva? Și am auzit ce s-a întâmplat când Simon, fariseul care l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos la masă, a văzut ce face femeia aceasta păcătoasă din cetate. Pentru că se pare că femeia era cunoscută în cetate ca o femeie de moral ușoară. A început să-și facă fel de fel de gânduri și a început să gândească și să se uite la Mântuitorul și spună dacă omul acesta ar fi fost proroc, așa cum noi am auzit că este proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta. Și Domnul Iisus Hristos a văzut ce gândește Simon. Știți că Domnul Iisus ne cunoaște chiar și gândurile. Alo, amin. Știi că în momentele acestea, când te uiți la mine, Domnul Iisus Hristos știe exact ce gândești despre mine? Să nu cumva să gândiți rău, că ați încălcat-o. Știi că în timp ce El predica, El cânta, toți gândim. Ne uităm la cravata Lui, ne uităm cât e de lungă, cât e de scurtă, cum arată, cum... Și toți gândim, știi, și punem o etichetă într-un fel sau într-altul. Știți că Domnul Iisus Hristos știe nu doar ce vorbim, ci ce gândești în momentele acestea. Și știu că atunci gândiți toți de bine. Însă, în timp ce Domnul Iisus Hristos a început să-L citească El pe Simon, Iisus a început El să-L citească pe Simon. Simon încă gândea despre Domnul Iisus și vorbea acolo în mintea lui și făcea fel de fel de gânduri, de judecăți și despre femeie și despre Iisus. Și Domnul Iisus Hristos a uitat la Simon și a început să-L decodifice. Pe de parte am stat și m-am gândit ce greu este să fii Dumnezeu. Să vezi ce se întâmplă în mintea fiecăruia dintre aproape cele 7 miliarde de locuitori din planeta asta. Să poți... Noi suntem aici, după masa aceasta, câți? 40-50 de oameni. 50 de oameni ar fi, sau mai mult. Să am capacitatea să văd ce gândiți fiecare, cred că m-aș speria. Sau m-aș bucura. Nu știu. Dar să fii Dumnezeu, să fii Dumnezeu și să vezi ce gândește sora Cristina Iancu. Știi? Să știi ce gândește sora Iulia Madin, știi? Ce gândește Mihaela, ce gândește Răzvan, ce gândește Ben, știi ce gândește Mariana Neagoie, știi ce gândește Ani Câmpianu. Asta n-ar fi simplu. Oare ce gândește Liviu Neagoie când se uită la mine? Ce gândește? Sau ce gândim unii despre alții când ne uităm unii la alții? Și m-am gândit într-o vreme, mă, nu este simplu să fii Dumnezeu. Nu este deloc simplu să fii Dumnezeu. Să citești gândurile fiecărui om. Însă Domnul Iisus Hristos a uitat la omul acesta, l-a scanat. Și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Și fariseul bucuros spune învățătorului. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Simon câteva adevăruri care l-au șocat. Simon l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în casa lui, l-a umplut, pentru că deja Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, era foarte faimos, era foarte cunoscut, era considerat de unii proroc, de alții învățător, de alții medic, făcător de minuni, de alții era considerat chiar Mesia, de puțin, dar erau câțiva care deja îl considerau Mesia.
Și Simon, pentru că Domnul Iisus Hristos era deja de notorietate și avea o reputație foarte cunoscută, l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos la un prânz. Așa cum și nouă ne-ar place, de exemplu, la un prânz să-l avem pe Domnul Tericianu. Și sau pe Domnul Băsescu, sau, mă rog, pe Domnul Orban, sau pe Domnul nu știu care. Sau pe Domnul Daniel Coca. Da, ar fi rost, nu mai chemați așa. Din când în când, la un prânz, așa, la măcar la vreo cină. Știi? Dar cu cât are omul notorietate mai mare și fame mai mare, suntem tot mai interesați de el. Sau pe Domnul Becali să mai la masă, știi? Să-ți spună niște perle ale lui. Domnul să binecuvinteze pe toți. Și a zis, îl chem pe Iisus Hristos la mine să văd eu cine-i el și să aflu eu cine este. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos era în casa lui Simon Fariseul, de fapt, Iisus Hristos afla despre Simon Fariseul cine este. Și în final și Simon Fariseul afla despre Iisus Hristos cine este Iisus Hristos. Însă Domnul Iisus se uită cu nonșalanță la Simon și spune, Simone, am să-ți spun ceva. Și Simon spune, zi învățătorul. Știi ce i-a spus Domnul Iisus? I-a spus câteva adevăruri pe care le-am găsit aici în textul acesta și printre rânduri. Spunea Richard Burbra, zice, voi când citiți Biblia, zice să citiți și ce nu spune Biblia, nu numai ce spune Biblia. Și avea dreptate bătrânul om al lui Dumnezeu. Simone, am să spun ceva, spune învățătorule. Și i-a spus Domnul Iisus Hristos lui Simon. Există păcate și de comitere și de omitere. Femeia aceasta avea păcate de comitere, probabil. Era o femeie ușoară, poate era o femeie destrăvălată, nu știm exact ce, dar păcătoasă știm că era. Însă vine Domnul Iisus Hristos și îl șochează pe Simon și spune, Simone, și tu ești la fel de păcătos ca femeia aceasta. Dar Simon avea păcate poate că sexuale, cum avea femeia aceasta. Simon poate că era un tip moral și probabil că era un tip moral, însă zice Domnul Iisus Hristos, Simon, am să spun ceva, fii atent, că există păcate și de comitere și știi ce înseamnă păcat de comitere? Să faci ceea ce n-ar trebui. Aia înseamnă păcat de comitere. Și ce înseamnă păcat de omitere? Să nu faci ce ar trebui. Femeia aceea a făcut ceea ce n-ar fi trebuit să facă și Simon n-a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Doamne, ferește-ne și de păcate de comitere, dar și de păcate de omitere. Amin. Amin. De exemplu, să fii aici în acea seară și să nu fii botezat, așa cum a poruncit Iisus Hristos, să nu te botezi, să nu plănuiesc să te botezi, asta înseamnă păcat de omitere. Atenție, copiii pocăiților. Atenție, cei ce cunoașteți poruncile lui Iisus Hristos și totuși nu le faceți. Tu poate că ai o viață frumoasă, ai o viață morală. Nimeni nu te poate arăta cu degetul. Dar fii atent că există păcate de omitere. Să nu faci ceea ce Domnul a poruncit să faci. Poate că în această dupămasă ești o femeie foarte morală și asta este extraordinar. Dar s-ar putea să suferi de păcate de omitere. Să nu ierți pe cei ce ar trebui să ierți. Să nu iubești pe cei ce ar trebui să iubești. Amin. Noi suntem atât de buni în a judeca păcatele de comitere și ele trebuiesc judecate, ele trebuiesc corectate, dar la fel de periculoase sunt și păcatele de omitere, să nu faci ceea ce ar trebui să faci, deși Iisus Hristos a poruncit să le faci. Să nu te pocăiești, fiindcă Iisus Hristos a poruncit pocăința. Astea sunt păcate de omitere. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Și dă-ne tuturor înțelepciunea să facem și să împlinim tot ce trebuie împlinit. Amin. Amin. Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule, zice Domnul Iisus, iată că sunt două tipuri de păcate, de comitere și omitere. Și vrea să le știți astea din atâtea predici. Însă Domnul Iisus Hristos a mai spus lui Simon încă un lucru. Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule. Și ce a zis Domnul Iisus?
că există o mărturisire a păcatelor și fără cuvinte. Și mi-a plăcut că a prins fratele Daniel Filip aspectul acesta. Femeia asta n-a rostit niciun cuvânt. Știi? Că poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să primești iertare fără să rostești nici un cuvânt? Știți că Domnul Iisus Hristos nu se uită atât de mult la buzele noastre, ci se uită în inima noastră. Amin. Și acolo unde ești, fără niciun cuvânt, vreau să spun că pe Dumnezeu îl interesează atitudinea inimii tale. Nu atât de mult cuvintele tale. Sigur, cuvintele au și ele rolul lor și rostul lor. Pentru că până la urmă spune Apostolul Pavel că nu putem să fim mântuiți fără a mărturisi cu gura pe Iisus Hristos. Dar în același timp sunt situații când Domnul n-are nevoie de cuvintele noastre, ci Domnul ne dă iertarea prin atitudinile noastre, prin ceea ce vede că se întâmplă în inima noastră. Amin. Amin. Acolo unde ești pe scaunul tău, fără cuvinte, știi că poți să te mărturisești Domnului fără nici un cuvânt? Fără să rostești niciun cuvânt, Domnul se uită la inimă. Știți care era păcatul fariseilor? Aia se uitau numai la exterior. Și vine Mântuitorul și spune, atenție, băieți, ați căzut într-o mare eroare. Voi vă uitați la ce izbește ochiul. Dumnezeu se uită la inimă. Amin. Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule! Există mărturisire fără cuvinte și femeia aceasta a făcut-o din belșug. Femeia aceasta, fără niciun cuvânt, și-a mărturisit toate păcatele ei. Și păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult și din cauza aceasta ei se iartă mult. Slăvit să fie Domnul. Amin. Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule, zice Iisus Hristos. Zice fariseul. Spune învățătorule. Știi ce i-a mai spus Domnul Iisus Hristos acestui fariseu? Că cel mai important lucru în toată economia lui Dumnezeu este dragostea de Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu. Asta a făcut această femeie. Și a plâns păcatul cu lacrimile ei, spune evanghelistul Luca, femeia aceasta păcătoasă s-a dus la Domnul Iisus, a adus un vas de alabastru cu mirositor, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să-i reșteargă cu părul capului ei, le săruta mult și rămâșea cu el. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Simon, fii atent, Simone, ceea ce mă interesează pe mine, pentru că eu sunt Dumnezeu, ceea ce mă interesează pe mine la voi toți, este cât de mult mă iubiți pe mine. Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule. Și a mai spus Domnul Iisus Hristos încă un lucru uimitor. Știți care? Că toate păcatele au nevoie de aceeași iertare. Fie că sunt păcate de omitere, fie că sunt păcate de comitere, fie că ai făcut adulter, fie că ai făcut mânie, ură, judecată, toate păcatele au nevoie de aceeași pocăință și de aceeași iertare. Simon Fariseul era un tip moral, probabil. Cel puțin, așa ne imaginăm noi. Însă știți că și moralitatea are nevoie să se pocăiască. Și oamenii morali au nevoie să se pocăiască la fel de mult ca cei mai mari imorali. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Amin. Însă Domnul Iisus Hristos ne mai spune încă un lucru următor. Că după iertare urmează transformare. Amin. Amin. Și se uită la femeia aceasta și spune, femeie, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Acum aș vrea să spun, orice om care este iertat de Iisus Hristos poate să trăiască în cea mai mare pace. Orice om în săptămâna în care suntem și am pășit astăzi, duminica este prima zi a săptămânii, orice om a cărui păcate sunt iertate are dreptul să trăiască în pace. Amin.
Orice om care iubește pe Iisus Hristos are dreptul să trăiască bucurându-se. Orice om care a căror păcate au fost curățite în sângele lui Iisus Hristos poate iadul să vină să-l acuze. El are dreptul să trăiască în pace. Amin. Amin. Și zice Domnul Iisus Hristos acestei femei, femei, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Amin. Vreau să spun că eu de-a lungul vieții mele, ca creștin și ca pastor, am făcut câteva păcate. Însă vreau să mai spun încă ceva. Întotdeauna m-am pocăit de ele. Și vreau să mai spun încă ceva. Că dorm în pace. Amin. Trăiesc în pace. Cânt în pace. Lucrez în pace. Știți de ce? Pentru că sunt curățit în sângele lui Hristos. Și eu chiar l-am luat pe Iisus Hristos pe cuvânt. Și zice Apostolul Pavel, voi ați fost mântuiți prin har, prin credință. Și asta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, slavă Domnului. Amin. Eu nu știu ce este în cugetul tău. Însă știu că femeia aceasta a plecat din prezența lui Iisus Hristos cu un nou început. Și care este frumusețea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ăsta este un motiv pentru care eu m-am făcut creștin și am hotărât să rămân creștin. Și am ales să rămân creștin. Pentru că în Iisus Hristos am un nou început. Am un nou început. Însă Iisus Hristos, după ce te-a iertat, El te și transformă. Amin. După iertare, frașilor, vine transformare. Amin. Și în această dumneavoastră poți pleca de aici un om iertat, dar prin Duhul Sfânt și transformat. Amin. Și așa vreau să ne ridicăm cu toții și să încheiem slujba aceasta. Femeia aceasta a plecat din prezența lui Iisus Hristos mântuită. Cu pace. Cu bucurie. Iar Simon Fariseul, care a cheltuit prânzul acela invitându-l pe Domnul Iisus, a rămas în casa lui acru, necăjit și nu mântuit. Pentru că el a crezut că e bun așa cum este în moralitatea lui. Însă nu era absolut deloc bun în moralitatea lui. El avea nevoie de Iisus Hristos și să-L iubească pe Iisus Hristos. Cel mai mare miracol care ți se poate întâmpla în această seară aici este să hotărăști să-L iubești pe Iisus Hristos din toată inima ta. Iubindu-L pe Domnul din toată inima ta, nu o să mai judești pe nimeni niciodată. Și înainte de a ne ruga, vreau să vă spun că eu am deschis o organizație. Împreună cu fratele Liviu Neagoie. Organizație de ridicare a celor căzuți. Amin. Îi căutăm pe cei căzuți și ridicăm pe cei căzuți. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Liviu nu știe, dar l-am introdus și pe el de astăzi. De acum, în seara asta. Însă, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să încep să-i caut pe aia căzuții, necăjiții, și să-i reabilităm, să-i restaurăm, să-i ridicăm, să-i vindecăm. Pentru că așa a făcut Mântuitorul nostru. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. Doamne Iisuse, mulțumim pentru cuvântul de încurajare pe care l-ai pentru noi în această zi. Mulțumim că Tu ești Dumnezeu tocmai prin faptul că nu obosești iertând. Și mulțumim că ești Dumnezeul care intervii la timp și prompt. Și acum te rog, Doamne, prin Duhul Sfânt să mergi de la inimă la inimă. Tu știi ce este în mintea noastră și în inima noastră. Tu știi ce este în sufletul nostru. Acolo unde nu vede nimeni, Tu vezi. Acolo unde nu vedea Simon, Tu vedeai. Acolo unde Simon nu știa că vezi, Tu vedeai. Și în această seară, Tu ne vezi pe fiecare dintre noi. Și mulțumesc că în această dupămasă, în locul acesta, sunt tineri, bărbați și femei care au nevoie de iertarea Ta, au nevoie să se pocăiască acum, au nevoie să se predea în brațul Tău acum, au nevoie de atingerea Ta în momentul acesta. Și mulțumesc că deja ne-ai dat un cuvânt atât de pozitiv. Slavă Ție!
Mulțumesc că în această seară, plecând din locul acesta, putem pleca cu pace în inimă. Cu pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde tu dai iertare, vine pacea lui Dumnezeu și pacea cu Dumnezeu. Te rog, vorbește copiilor, pocăiților care încă trăiesc în păcate de omitere. Te rog, vorbește-le celorlalți care trăiesc în păcate de comitere. Fie-ți milă de fiecare dintre noi. Și iartă-ne. Și ajută-ne plecând din locul acesta să plecăm plin de mântuirea Ta. Plin de eliberarea Ta. Plin de izbăvirea Ta. În sângele Tău curățește-ne. Și așa să rămânem în rugăciune încă câteva secunde. Tu știi care este nevoia Ta înaintea lui Dumnezeu. Tu știi care este păcatul pe care trebuie să-l mărturisești și de care trebuie să te lași și să te pocăiești. Tu știi care este păcatul ăla care te frământă și nu-ți dă pace și din cauza aceasta ești aici în acea seară. Pentru că tu, de fapt, venind aici, ai venit în prezența lui Iisus Hristos ca femeia asta păcătoasă. I-a venit la Hristos și a golit sacul cu povere acolo și a plecat eliberată. Aș vrea să ne rugăm pentru tine. În timp ce adunarea stă în rugăciune și tot stăm cu ființa plecată, aș vrea să-mi permiți să mă rog pentru tine, pentru nevoia ta, pentru curăția ta. Aș vrea să-mi permiți să mă rog împotriva viciului tău, împotriva acelui păcat care te frământă, care te încearcă să te distrugă, care te aduce rușine în viața ta. Ai venit în cel mai potrivit loc aici, în prezența lui Iisus Hristos. Și în timp ce stăm în rugăciune, cu ochii plecați, dacă vrei să-i dai Domnului păcatul tău, dacă ai o anume nevoie de curățire în sângele lui Iisus Hristos, dacă vrei să te predai pe tine Domnului pentru totdeauna, dacă vrei să fii mântuit, eu aș vrea să mă rog pentru tine. Acolo unde ești, ridic-o mâna sus. Ai curajul acesta. Amin. Doamne, Tu ai văzut toate mâinile care s-au ridicat. Suntem noi, ai Tăi, care au ridicat mâna. Tocmai pentru că ne considerăm păcătoși. Avem nevoie de curățirea Ta. Doamne, poate că ar fi trebuit mai mulți dintre noi să ridicăm mâna. Însă poate că am văzut fără să ne dăm seama situația lui Simon Fariseul, când îi vedem doar pe alții păcătoși și de noi uităm. Doamne, peste tot și ce au ridicat o mână înaintea Ta, chemăm sângele lui Iisus Hristos. În sângele Tău mai curățește-ne odată. Dar în același timp și transformă-ne după slava Ta și după chipul Tău. Și pentru slava Ta. Mulțumim că ai venit rugăciunea noastră. Și mulțumesc că după iertare vine transformare. Și te laud că toți cei ce au ridicat o mână spre Tine sau inima ți-au ridicat-o înaintea Ta sunt și mântuiți și izbăviți și pot pleca de aici în pace. În numele lui Iisus Hristos, spre slava Ta, Tată, primește-ne și îți mulțumim.